Bine v-am regăsit la un nou clip, salutare! Astăzi vorbim despre produse terminate, consumate. Din nou, știți, avem probleme cu lumina pentru că așa se întâmplă toamna, oricât de mult mi-ar plăcea mie anotimpul ăsta, când vine vorba de filmat și de lumină naturală, există acolo o problemă, dar încercăm să trecem peste. Măi, oameni buni, am consumat atât de multe produse, îmi spunea Cristi azi dimineață, l-am rugat, zic, te rog, uite, am terminat SPF-ul ăsta, du-mi-l tu în lădița cu produse consumate. Și îmi zicea Larisa, cât de subțire o fi ambalajul ăsta, să știi că nu mai încape în lada aia, nu știu când am consumat atâtea, dar probabil sunt voluminoase, ia uite ce frumos stăporul ăsta, probabil sunt voluminoase și de-aia ocupă atât de mult spațiu. Hai să trecem la treabă. În primul și în primul rând, am terminat această soluție pentru curățare universală, îmi place mie să spun. Este Denk Mead, marcă proprie DM și mi-a plăcut la nebunie. Deci dacă vreți o soluție universală, cum spuneam, să curețe și baia și bucătăria, să nu lase urme din alea inestetice. Eu, spre exemplu, am cumpărat o soluție destul de scumpă și renumită. Măi, în momentul în care am pulverizat pe bateria de la chiuvetă, am șters foarte bine că scria acolo că trebuie să vii să ștergi cu o lavetă umedă, pe urmă cu o lavetă uscată. Vreau să vă zic că au rămas niște dâre din alea atât de urâte. De la soluția asta nu se întâmplă. Dacă v-ați mai uitat la clipurile mele, eu v-am mai recomandat o soluție, dar iar am uitat cum se numește, Haiken, nu știu, ceva nemțesc. O soluție care era la preț dublu, dar asta din DM vă recomand cu cea mai mare sinceritate și căldură, deci cred că nu e persoană în jurul meu din asta mai mare de vârstă, nu mă refer la adolescenți, căreia să nu i-o fi recomandat. Ne-a plăcut mult, 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 am curățat super bine, am fost cu portocală, mirosul n-a fost deranjant absolut deloc, ia stai să... Nu, n-a fost deranjant, un pic... Miroase a crișor, dacă pot să zic așa, citric, cumva o voi recumpăra cu siguranță. Nu știu, are un preț foarte micuț și merită. Dacă vă întrebați ce am curățat cu ea, v-am zis tot. Chiuveta de la baie, de la bucătărie, cada o curăță super bine. Am dat, deși nu știu dacă scria acolo, dar eu am dat și pe cuptorul, pe gemulețul ăla de la cuptorul cu microunde și pe urmă am venit cu apă și am șters super bine. E foarte bună. Apoi am consumat acest Elsev cu argilă extraordinară, ceva pentru scalpul gras. Eu am mai avut șamponul ăsta și v-am mai vorbit despre el într-un vlog recentuț postat, nu mai știu exact. Și vă spuneam că am folosit șamponul ăsta prin primul an de facultate și am făcut 5 și au trecut vreo 3, deci acum vreo 8 ani. Cred că l-am folosit pentru că aveam scalpul mult mai gras sau poate foloseam eu produsele nepotrivite pentru tipul meu de scalp, de păr, nu știu. Sau există probabilitatea să se fi schimbat formula. Ei bine, atunci îmi plăcea mult de tot pentru că îmi curăța scalpul bine, dar nu usca atât de mult. L-am cumpărat pe ăsta, cred că cu vreo două luni și ceva, în ideea de de a alterna, să zic așa, folosesc un șampon mai blând, apoi la o anumită perioadă de un număr de spălări, îl folosesc pe ăsta și îmi curăț scalpul mai bine. Usucă groaznic. Cristi l-a terminat pe ăsta, mi-a zis că lui surprinzător îi place, deci nu știu ce să vă zic, nu îl voi mai recumpăra pentru că îmi simt efectiv părul uscat de la rădăcină până la vârfuri. Părul meu fiind ondulat, v-am vorbit despre el în ultimele clipuri, este uscat la vârfuri, este încălcit, dar aici la rădăcină nu am nicio problemă, tocmai că am scalpul gras, dar ăsta l-a uscat atât de mult, l-a curățat, dar l-a și uscat și nu vreau să îl mai recumpăr. Apoi, văd că mi-a pus Cristi aici un Rexona din ăsta în varianta XL. Cunoașteți deja dacă v-ați mai uitat la clipurile noastre că el este fan Rexona. Au oamenii ăștia niște mirosuri. Chiar vorbeam cu el și îmi spunea, bă, dacă ar exista niște parfumuri cu mirosurile astea, ar fi incredibil. Miros foarte bine, îl protejează super bine, dar eu am o problemă cu
ceea ce lasă așa în aer mă înneacă pur și simplu, mai ales dacă e perioada aia cu alergiile, cum a fost acum cu ambrozia, când pentru mine a fost crunt, am luat și polen și toate alea. Deci crunt a fost, cu nas curs, înfundat, ochi roșii, m-ați văzut prin vloguri. Și când mai, se mai dădea și Cristi cu ăsta, te zici că nu mai puteam să mai respir. Vedeți că mă tot întorc așa, pentru că le arunc pe acolo, pe jos, nu am foarte mult spațiu aici. Știți, filmez în camera mea de filmat. Așa, Doamne, am consumat până la ultima picătură, de fapt mai am aici o picătură, dar e combinat cu apă. Gelul acesta de duș de la Avon, chiar îmi spunea o fată recent în comentarii, cred că la ultimul clip postat cu produse terminate, îmi spunea că apreciază foarte mult că eu vorbesc și despre produsele astea mai ieftine, produsele Avon, produsele Evelyn, astea care sunt la îndemâna tuturor. Și îmi spunea că vrea să vină la mine cu o recomandare, pentru că eu am spus acolo că îmi plac mult de tot gelurile de duș, spumantele și astea de la Avon. Vrea să-mi recomande gelul acesta cu mentă. Cu mentă și castravete. Eu l-am mai avut în trecut, știam că miroase bine și fix atunci ni l-a cumpărat mama mea pe ăsta, mama care este reprezentant, consultant, nu știu cum se spune, Avon, de mulți ani. Ni l-a cumpărat pe ăsta și încă unul pe care îl avem la baie. Știți cum miroase? Nu știu să vă descriu, miroase a eucalipt, mai eucalipt aparatul dentar, miroase foarte fresh, foarte revigorant, proaspăt, n-am avut nicio problemă să-l folosim în perioada aceasta, știți că noi suntem cu mirosurile, să zic așa, dacă ceva miroase a scorțișoară, clar va fi folosit în perioada rece, mă refer aici la lumânări și la geluri de duș, că parfumuri nu țin cont, le folosesc pe alea de zi le folosesc și seara, pe alea de iarnă le folosesc și vara. Voi știți asta. O, Doamne, ce s-a norat. Ia zi, măi, mami, care-i treaba? Eu și Garfi aici lângă mine, dar firește că nu stă să vi-l arăt. Îl vedeți voi prin vloguri. Așa, n-am avut nicio problemă să îl folosim în perioada asta mai recișoară, așa. Într-adevăr, îl văd super potrivit pentru atunci când vii de la plajă sau poate vii de la muncă, lucrezi în condiții ceva mai, cum să zic, că e foarte cald, să ai încăldură, poate lucrezi într-o patiserie, într-o cofetărie ceva, deși la cofetărie nu știu dacă e atât de cald, măi, deci ăsta te revigorează, știți cum îmi place mie să zic, te trezește din morți, deci e fantastic mirosul, wow, miroase bine, 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 rău de tot, l-am consumat, ne-a plăcut și mie și lui Cristi, este grozav. Apoi, ia uite că iar am început cu produse cu păreri foarte bune, însă în ultima perioadă am cumpărat și am și primit din colaborări, Garfi, numai produse atent selecționate, să zic așa, am citit foarte bine pe ce am cumpărat și mă bucur că în mare parte am păreri bune. Am terminat șamponul ăsta. V-am vorbit despre el în ultimul vlog, cred, sau penultimul, nu mai știu, daily vlog. Este un șampon pe care vi-l recomand, din experiența mea face o treabă fabuloasă, curăță scalpul, în același timp nu usucă lungimile, face și spumă, nu trebuie să pui o cantitate multă, o cantitate mare de produs, este exact ce aveam eu nevoie, șamponul pe care l-am căutat dintotdeauna, am impresia. Eu l-am cumpărat prima oară, l-am luat din DM și ultima oară din Auchan sau nu mai știu. Însă în DM mi se pare prețul cel mai bun. El e foarte ieftin, nu știu, până în 20 de lei. Mie personal îmi place. Dacă l-ați încercat și voi, vă rog să îmi spuneți. E super, super, super bun. Ați văzut că îl tot recumpăr. Apoi am terminat acest demachiant Balea, cred că vi-l arăt în fiecare clip cu produse terminate, stați să nu aibă apă sau ceva în el, dar eu am rezidu de machiaj aici pentru că ultima oară când m-am demachiat n-am mai ținut cont și am luat așa cu mâna. Este produsul de demachiere pe care vi-l recomand așa în top. Știu că există păreri și păreri, oameni care spun da, dar nu se compară cu cel de la Geek pentru că la ăla nu mai ai nevoie să vii cu mai multe produse, îți lasă fața mai curată. Sunt de acord într-o oarecare măsură, dar
comparând prețul, comparând faptul că se consumă cam în același timp, eu prefer să-l cumpăr pe acesta, vin cu o dischetă de machiantă și înlătur acea peliculă un pic mai uleioasă de pe față, care personal nu mă deranjează, mi se pare chiar ușor hidratantă, vin cu dischetă de machiantă cu apă micelară, vin și cu un gel de curățare și tenul meu arată impecabil, se curăță tot machiajul foarte bine, costă 25 de lei și îl vedeți, cum spuneam, în fiecare clip cu produse terminate și în fiecare haul DM, pentru că îl tot recumpăr, îmi place mult, 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 mult. Apoi, hai să vorbim și despre un produs despre care n-am o părere foarte bună. Mă gândesc că v-ați săturat așa să tot vă spun lucruri pozitive. Dacă vă mai aduceți voi aminte, am cumpărat gelul acesta pentru curățarea tenului de la Garnier acum mult timp. Oare în primul meu, stați că mi-a căzut pătura de aici din spate, în primul meu haul DM, când am făcut eu prima colaborare cu ei, sau chiar nu mai aduc aminte, sau din Oșan. Anyway, nu mai știu. Cert este că l-am cumpărat pentru acest aplicator, de fapt curățător să-i spunem, vedeți că are aici o perie în capăt, sunt niște perișori foarte fini de silicon și ce îmi imaginam eu, că ar face aceeași treabă și aș obține practic același rezultat pe care îl obțin când folosesc Foreo. Dar nu prea a fost așa, pentru că produsul acesta, într-adevăr, scrie aici că este pensula asta este ușor exfoliantă și că îți curăță foarte bine și că produsul acesta este special conceput pentru tenul gras, mixt. Ce mai scrie pe aici? Că are acid salicilic. Pe mine m-a deranjat foarte, foarte tare că acel mentol, zici că îmi irită cumva fața, nu am putut să-l folosesc, credeți-mă că nici nu știu dacă am folosit atât, l-am dat și lui Cristi pentru că înainte de a renunța la un produs, eu încerc să-l folosesc în mai multe moduri, să zic așa, și pe tenul umed, și pe tenul uscat, în combinație cu un alt produs. Dacă nu a funcționat la mine, îl dau lui Cristi pentru că el are tenul ușor, de fapt tenul lui a devenit ușor diferit față de al meu. Și încercăm așa, vedem, dacă nu se potrivește la tenul meu gras, poate se potrivește la tenul mixt cu tendință de uscare în partea asta. Și tot așa. Produsul ăsta nu a funcționat aparatul dentar. De-aia nu mi-am pus elasticele pentru că mă doare rău de tot un dinte și nu mi-am mai pus nici elasticele. Zic, măcar să filmez clipul ăsta să nu fiu bâlbâită, dar tot sunt. Așa, produsul ăsta nu a funcționat în niciun mod de aplicare, de folosire, de nimic. La început mi-a plăcut pentru că simțeam acea senzație de răcorire datorită faptului că are mentol, eucalipt, ceva, v-am zis. Dar odată ce îl tot foloseam în fiecare seară, îmi dădeam seama că nu e ce trebuie și că mă ustura așa tenul, mă ustura fața. Nu știu ce să vă zic, brașul ăsta a fost ok, nu face ceea ce face Foreo, dar nu știu, nu, personal nu vi-l recomand. La început am avut o părere așa bunișoară despre el, dar pe urmă nu m-a mai încântat. Voi arunca acest ondulator de gene cumpărat de pe Temu pentru că săracul este varză, s-a slăbit rău arcul ăsta pe care îl are aici, dar vreau să vă spun, fetelor sau băieți, că poate sunt și băieți care își întorc genele, este cel mai bun pe care l-am încercat eu vreodată. Mi-am cumpărat din DM, cred că v-ați uitat, da, cred că am postat haul-ul DM, mi-am cumpărat un ondulator din ăsta de gene de la Essence, care nu face nimic, deci astea sunt genele mele, fără ondulator, nu obțin niciun rezultat, zici că îmi dau așa cu degetul, deci mai bine mi-l întorc cu degetul, decât să folosesc ondulatorul ăla și culmea, că eu l-am mai avut, dar într-o nuanță de auriu. Nu știu de ce, nu face nimic, nu-i funcționează arcul ăsta de aici, nici dacă știam, nu știu, încercam să-l repar pe ăsta, dar nu mai am ce să repar, îmi voi comanda de pe Temu altul și o să-mi iau mai multe rezerve din alea. Îmi pare foarte rău că am dat banii pe ăla, mai bine îl cumpăram pe cel Parsa și știam că e bun, decât pe acela de la Essence, dar am zis că l-am mai avut și
na, am avut o părere bună despre el. În fine, ăsta este una dintre recomandări. Îmi place foarte mult, e super ieftin, 3 lei de pe Temu și m-a ținut o grămadă de timp. Apoi, am terminat acest gel de ras ultra sensibil de la Balea, cumpărat și el din DM, evident. Preferatul nostru, pot să zic, al meu și al vostru. Știu că l-ați căutat, nu l-am mai găsit nici eu. Le găsesc des pe acelea cu diferite arome, tropical, de toamnă, pe ăsta nu l-am mai văzut, mă tot duc prin DM special pentru el, însă nici ultima oară nu l-am găsit. Este un gel de ras fabulos. Deci, din toate punctele de vedere, nu irită pielea, lumina, nu irită pielea, nu îți apar acele bubițe roșii, nu te ustură pielea după ce te ștergi cu prosopul. Prețul este foarte bun, se întinde super bine, îți ajunge mult timp, nu trebuie să pui o cantitate mare de produs pentru că în momentul în care îl scoți de aici, el este gel. V-am mai spus că eu prefer gelul de ras, nu spuma. În momentul în care scoți produsul din ambalaj, el este gel, dar odată ce intră în contact cu pielea, se transformă așa într-o spumă foarte moale, deci e genial, însă nu îl mai găsim. Aia e. Am terminat și plasturii mei preferați, încă un pachet din ăsta. Mie îmi plac mult, 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 mult. Vă dați seama că dacă nu îmi plăceau, nu îi recumpăram de atât de multe ori, nici nu mai știu. Gândiți-vă că de anul trecut, din perioada nunții și am avut nunta în septembrie pe 16, ăștia nu lipsesc de la mine din casă nici măcar o zi. De fapt, uite, lipsesc astăzi că s-au terminat. Îmi plac mult, îi folosesc și atunci când zona de sub ochi o cere, să zic așa, dar și când vreau să mă relaxez, când simt nevoia de o hidratare, oricând îi folosesc, îmi plac foarte mult, sunt practic acele fâșiuțe, știți, hârtiuțe așa, îmbibate cu un produs super hidratant, pe care le pui aici sub ochi, stai cu ele 10 minute sau cât vrei, eu am stat și mai mult și mai puțin și am observat de fiecare dată rezultate bune, firește că nu sunt pe termen lung, dar atunci pentru moment fac o treabă foarte bună. Am terminat această cremă de la Geek & Gorgeous, este o cremă hidratantă pentru tenul gras, mi-a plăcut foarte, 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 foarte mult. Am cumpărat-o din DM, are 50 de mililitri, din DM am luat-o sau din DM parcă, da. Mie îmi plac produsele Geek & Gorgeous, cred că am folosit cam tot și mama mea le folosește, care are tenul normal spre uscat, mă rog, ea folosește produse special concepute pentru nevoile tenului ei. Eu, pentru tenul meu gras, acneic problematic. O cremă hidratantă super bună. Apoi, am mai terminat un balsam din ăsta. Așa se întâmplă mereu. Când filmez în camera asta, la ora asta, este ora 12:30, deci e imposibil să nu avem oscilațiile astea de lumină, îmi pare rău. Acesta este cel mai bun balsam după epilare. V-am vorbit despre el, n-are sens să vă mai zic, îl ador. Pur și simplu când ai pielea iritată și nu numai după epilare, când ai pielea iritată, sensibilă, apar diferite bubițe de la alergii, iritații, cea mai bună soluție. Am mai terminat o apă din asta termală de la Synergy Therm, preferata mea, ați văzut că o cumpăr, o recumpăr și tot așa. Îmi place, îmi calmează pielea și când se întâmplă să am o mică arsură când gătesc. Când am probleme cu acneea, Cristi, care are probleme cu dermatita, folosim apa asta termală în combinație cu alte produse și obținem un rezultat foarte bun. Am terminat și acest gel de duș Balea, a avut un miros super tropical, 100% pentru vară. Mai mult Cristi l-a folosit pe ăsta, miroase a sucul ăla roz. Băi, astăzi mă duc să-mi iau niște suc din ăla roz, pentru că am văzut la Elena de la Secretele Elenei, știți că e preferata mea când vine vorba de online, de când postează ea pe YouTube, este singura persoană pe care o urmăresc, indiferent de clip, și cred că, mă rog, singura persoană, așa, și am văzut la ea că cumpărase pentru ea și pentru familie, de fapt soțul ei, cumpărase suc din ăla roz frutii fresh, nu mai știu, cu grapefruit. Așa miroase gelul acesta de duș, azi mă duc să-mi cumpăr și eu.
E foarte bun, știți că nouă ne plac gelurile astea de duș balea, fac spumă, curăță bine, mirosul nu rezistă pe piele, dar sunt ok. Voi arunca această pudră de la Pupa, Wonder Me, este consumată, mi-a plăcut mult, mi-a cumpărat-o mama de ziua mea, 010, a fost nuanța, a fost o pudră super bună. Și voi arunca și această pudră de la Catrice, All Matte. Este pudra asta albă așa și o arunc pentru că a început să miroasă foarte urât și sunt așa niște bobițe, nu știu dacă vedeți acolo în interior, oricum e super folosită și asta, da, miroase nasol. Și aceasta a fost o pudră bună, însă nu aș mai renunța la aceea de la Huda. Eu aveam multe pudre, multe pudre, nu le foloseam. Și mai bine, știți că v-am spus, am ajuns la concluzia că mai bine îmi cumpăr una bună care știu că îmi place mult decât să am multe, sunt indecisă pe care să o folosesc, așa am una și o folosesc numai pe aia. Am terminat și acest balsam pentru păr 250 de ml de la The Body Shop mi l-a cumpărat Cristi anul trecut de ziua mea și a fost, fără niciun fel de exagerare, unul dintre cele mai bune produse când vine vorba de hidratarea părului în timpul spălării. Deci, balsamul ăsta a fost mai mult un fel de mască, stăteam cu el maxim 10 minute și făcea o treabă fabuloasă. Am de gând să-l recumpăr pe acesta, a mirosit super bine. Super bine. Am de gând să-l recumpăr. A fost cu shea, mi-a plăcut mult. Este un produs pe care îl poți folosi și înainte de șamponare și după șamponare. Eu l-am folosit în toate modurile posibile. Îmi place. Hidrata părul, îl pieptănam foarte ușor. Mi-a plăcut. Azi dimineață am adus în lădița asta și acest produs de la Catrice Under Eye Brightener. Așa arată. Este practic acel corector de nuanță, vedeți că mai am aici, dar a expirat, merg astăzi în DM și îl voi recumpăra pentru că mi-a plăcut. E un produs senzațional, este în nuanța 010 Light Rose și vedeți că are nuanța asta rozalie, somon, așa, un pic spre portocaliu, pentru că este acel, să zicem, anti-charcan, corector de nuanță. Dacă aveți cearcănele ca ale mele, e foarte important întâi să neutralizați nuanța lor. Degeaba folosim mult anti-cearcăn pentru că nu facem decât să acumulăm produs și nu corectăm practic nuanța. Eu nu mai folosesc pe ăsta de vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni și se observă chestia asta. Eu îmi văd cearcănele și cred că le vedeți și voi, dar când foloseam produsul ăsta nu se vedeau atât de mult. Este de la Catrice, cum v-am spus, întâi îl aplic pe ăsta într-un strat subțire și pe urmă vin cu concealerul de la Tarte. Apoi, aseară am terminat crema asta de ochi de la Synergy Therm, o cremă care mi-a plăcut foarte mult, vedeți acolo, am folosit-o, credeți-mă, până la ultimul gram, deci mi-a plăcut foarte mult, a hidratat super bine zona de sub ochi, m-a ținut mult, am aici 25 de ml. A avut o textură așa foarte, cum să zic, a fost o cremă foarte moale, dar nu se simțea rezultatul ăla siliconat. Deci mi-a plăcut, o am în vedere acolo. Când vreau să-mi cumpăr o cremă de ochi bună, cu siguranță o voi recumpăra pe aceasta. Am terminat și crema asta de mâini, de la Yves Rocher, 30 de ml, una dintre cremele mele preferate. Nu mai știu de când o am, să fie din calendarul advent de la Yves Rocher, pe care mi l-a cumpărat Cristi anul trecut, sau poate mi-am cumpărat-o eu din magazin, chiar nu mai amintesc, dar a fost o cremă senzație, a mirosit super bine. Eu am găsit-o într-o geantă, Doamne, cât de bine a mirosit, am găsit-o într-o geantă micuță, dar nu mai știu în ce geantă și zic, a, uite ce tare, am aici o cremă de mâini. Când am fost la dentist și așteptam să își termine Cristi lucrarea, zic, hai să mă dau cu niște cremă pe mâini și mi-am adus aminte cât de mult îmi place, apoi am ținut-o lângă pat și o aplicam în fiecare seară, de fiecare dată când treceam pe acolo. Foarte bună, hidratează bine. Apoi, am terminat, de fapt mai mult Cristi a terminat această cremă de mâini cu argan. Cred că din Bulgaria am cumpărat-o pe asta, nu mai știu. A mirosit bine.
Da, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate mirosul, având atât de multe creme de mâini care miros mult mai bine, i-am lăsat-o lui Cristi și el a terminat-o. Am terminat și acest gel pentru curățarea tenului Balea, așa arată. Este un gel pentru curățare, pentru tenul normal, uscat, pentru tenul care are nevoie de ceva hidratare, nici de cum pentru tenul meu gras, uleios, cu acne și așa. Mă așteptam să fie un pic mai hidratant, dar nu pot să spun că mi s-a potrivit 100%. Îmi plăcea să-l folosesc pe acesta dimineața, dar, uite, în combinație cu acel demachiant, tot Balea despre care v-am vorbit, îmi pare rău că stau așa un pic întinsă, dar credeți-mă că mă cam doare spatele. În combinație cu acel demachiant, neapărat trebuia să folosesc apă micelară cu dischetă, nu puteam să vin cu gelul ăsta pentru că nu curăța foarte bine. Este un produs de curățare hidratant, îți lasă tenul hidratat, rămâne așa un fel, zici că te-ai dat cu cremă după ce îl folosești pe ăsta, dacă aveți tenul uscat, vi-l recomand, mie nu mi-a provocat coșuri, bube sau alte chestii, puncte negre, puncte albe. Însă v-am zis, eu am nevoie de curățare, având tenul cu exces de sebum, trebuie să-mi curețe tenul. Pe ăsta l-am consumat și eu și Cristi dimineața. Așa, deodorantul meu preferat, nici de ăsta nu mai are sens să vă spun, este preferatul meu, acesta Garnier cu gel în interior. Mai am unul, trebuie să-l aduc la produse terminate, dar următoarea dată și l-am recumpărat, îmi place, miroase foarte bine, nu-ți pătează hainele, se îndepărtează ușor în momentul în care te speli, face o treabă foarte bună. Voi arunca și acest creion pentru sprâncene de la Revolution, eu l-am folosit pentru buze, a fost un creion ok, să zicem. Această soluție pentru curățarea pensulelor de la Ebelin a expirat, mai am în ea, doar că eu prefer apa și săpunul, nu știu, îmi iau soluții din astea, doar că nu apuc să le consum pentru că îmi spăl pensulele, le schimb foarte des, odată la două zile și nu prea le folosesc. Așa. Mai am spray-ul acesta pentru cameră de la Spring Air. Știți că noi numai pe astea le folosim și miros fabulos. Ăsta a mirosit foarte bine, foarte elegant, luxos, așa, și mirosul a rămas, frate, în cameră. Nu cred că există clip cu produse terminate în care să nu îmi sune telefonul sau să nu rămân fără baterie la cameră. Astăzi a fost a doua variantă. Eu vorbeam aici despre creionul ăsta și am rămas fără baterie. O luăm de la capăt, nu e nicio problemă. Vă spuneam că am consumat, e terminat, ia uitați-vă, deci nu mai există nimic în el. Am terminat acest creion pentru sprâncene de la Bell, l-am cumpărat, de unde l-am cumpărat? Din DM oare? Nu mai știu, vă arătam relativ recent, mi se pare că l-am consumat destul de rapid, a fost și o cantitate mică de produs, dar parcă s-a terminat cam prea rapid. Mi-a plăcut mult, eu am avut nuanța, era ceva 03 parcă, 02, mi-a plăcut foarte mult, a avut mina super subțire și puteam să-mi trasez eu așa firele de păr, altceva ce să vă zic. Mi-a plăcut, dar parcă s-a consumat cam prea rapid. Mi-ar fi plăcut să aibă un spulie din ăla în capăt, o periuță, pentru că eu plec mult de acasă și voiam să îl pun așa în geantă, nu mai stau să car cu mine o periuță, un pieptănel pentru sprâncene, ci să am un produsul acesta, dar n-a fost nicio problemă, pentru că, per total, a fost un produs bun. Am consumat, vă arătam la începutul clipului, acest SPF de la Beauty of Johnson, nu știu cum îl cheamă pe domnul ăsta sau că o fi femeie, ne cerem scuze. Știți că tot folosesc acest SPF, acum îl am pe acela roz de la Synergy și ăla îmi place foarte mult, îmi place și acesta. Dacă stau să fac așa o comparație între cele două, acesta este mai light cumva, deși amândouă hidratează în aceeași măsură și îți lasă tenul nu că pufos, tenul moale așa, deci nu îți simți fața uscată sau nu, e pur și simplu și ăsta și acela, sunt amândouă niște baze foarte bune pentru machiaj, dar acesta ca
consistență este mai subțire, se întinde mai ușor pe față și parcă se și absoarbe mai rapid. Acela de la Synergy e un pic mai gros, cum v-am spus de fiecare dată, zici că ar fi iaurt și ți-l întinzi așa pe față. Ambele îmi plac foarte mult și îmi place acesta și mie, având toate caracteristicile tenului pe care vi le-am spus până acum, dar și mamei mele, care are tenul normal uscat. Am consumat încă o apă din asta micelară de la Garnier. Cred că este a doua sau a treia oară când am consumat-o pe asta cu portocaliu. Mi-am cumpărat-o nu mai știu când, pentru prima oară. Am văzut acolo că era nouă în DM, asta cu portocaliu și încă una cu galben, cu lămâie sau nu mai știu cu ce era. Am luat-o pe asta cu portocaliu și mi-a plăcut mult, mult, mult. De-am și recumpărat-o, vă dați seama. A curățat tenul foarte bine, a avut un miros plăcut, delicat, nu am observat iritații sau ceva. Am consumat, impropriu spus, semi-terminat, acest mascara de la Alverde. Ideea este că produsul ăsta mi-a oferit alungire și atât. În ciuda faptului că a avut acest aplicator voluminos așa, nu am observat volum deloc. Deci nu, zici că se aplica foarte puțin produs pe gene și nu vedeam nimic, doar că mi-alungea genele și atât. Eu am genele lungi, dar nu caut să le am și mai lungi, ci pur și simplu vreau să am volum aici la baza genelor. Produsul ăsta a fost meh. Și ultimul produs este acesta, un mascara de la Trendy Tap și pe ăsta cred că l-am avut de 3 sau 4 ori, nici nu mai știu. Este exact opusul acestui mascara. Dacă ăsta oferă alungire și gene mai mult decât naturale, acesta oferă foarte mult volum, încarcă un pic genele, dacă pui 2-3 straturi, deja ai gene din alea de păpușă. Mie personal îmi place, așa a fost aplicatorul, a fost ieftin, un mascara din punctul meu de vedere, ieftin și bun. Și astea sunt produsele, multe v-am zis, pe care le-am consumat în ultima perioadă. Voi v-ați obișnuit că eu nu fac clip cu produse terminate la finalul fiecărei luni, pentru că, uit, eu fac clip cu produse terminate când se încarcă lada asta, cum mi-a spus Cristi de dimineață, Larisa, nu mai ai loc de nimic. Și când am venit și eu am pus acel concealer de la Catrice pe care nu-l mai văd pe aici, zic ok, astăzi trebuie să filmez clip cu produse consumate. Dar de fiecare dată când se încarcă lădița asta, vin aici și împărtășesc părerile mele foarte sincere cu voi. Ăsta a fost clipul, sper că ați rămas până la final și că v-a plăcut compania mea. Ne vedem data viitoare cu un videoclip nou. V-am pupat! Pa, pa!